Suntem confruntați cu două întrebări. Una, e ceva de mirat din partea mea, întreabă Domnul? Când am fost la școală, pe noi ne-a învățat semnul întrebării și semnul exclamării, dar semnul exclamării nu se poate aplica lui Dumnezeu. E ceva de mirat din partea mea, întreabă Domnul, în Zaharia. Apoi în Ieremia, el întreabă, situația e devastatoare. Totul era făcut pulbere și Domnul îi spune lui Ieremia, cumpără o bucată de pământ. Unde, Doamne, să cumpăr în tăciunii ăștia, în nenorocirea asta cumplită? Ascultă ce spun. Și după aceea întreabă, e ceva prea greu pentru Domnul? Când noi punem semnul exclamării, ne mirăm sau ni se pare că e prea greu pentru Domnul, în dreptul numelui Lui, acesta este un semn care arată spre limitele credinței noastre, nu spre limitele lui Dumnezeu. Nu. Mirarea noastră este semn că nu m-am așteptat din partea ta la așa ceva. De altfel, sala noastră de clasă de astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, va fi un loc în care nu este ușor de trăit. Domnul ne mută dintr-o sală de clasă în alta. Știți că mi se pare, dacă unii dintre voi ați prins, o vreme am fost în aceeași clasă ani de zile, după aceea, la liceu, spre exemplu, ne mutam din clasă în clasă, în pauză, și era foarte bine, făceam un pic de mișcare, schimbam laboratoare, chestii. Domnul ne mută din clasă în clasă, nu suntem în aceeași clasă ca să cădem în rutină sau în rugină, ci ne mută din clasă în clasă în funcție de lucrul pe care voiește să ni-l predea. Lui Ieremia i-a spus, du-te în clasa asta, unde? La casa olarului. Păi, dar nu poți să-mi spui aici? Nu, trebuie să fii la fața locului acolo. Trebuie să vezi cu ochii tăi și apoi trebuie să primești mesajul a ceea ce se întâmplă. Olarul a încercat, a făcut un vas, pulbere n-a ieșit, a încercat ea. Și deodată face ceva deosebit de frumos, după care Domnul spune, ai văzut ce a făcut omul ăsta? Ce a făcut? Păi, din ruini, din nimic, din fumegat, din tăciuni, a făcut un așa vas frumos. E, asta pot eu să fac. I-a spus Domnul, nu te uita la situația prezentă, ci uită-te la ceea ce poate să facă Dumnezeu. Sau lui Moise i-a spus, scoate încălțămintea din picioare. Sau lui Toma i-a spus, atinge aici locul ăsta. Sau lui Iov i-a vorbit din furtună. Sau lui Iona. Așa că sala de clasa noastră de astăzi este un loc în care un om luptă pentru viața lui. Tema noastră este cheia furtunii. Cine are cheia furtunii? Și, sigur, așa este drept înaintea lui Dumnezeu. Tema noastră nu este că furtuna era mare, că oamenii ăștia gata să se nece, că era corabia până la coperiș de apă, aproape să fie. Nu acesta este punctul cel mai important. Punctul cel mai important este cine are cheia furtunii. Acesta este punctul cel mai important. Învățăm lucrul acesta ca să știm unde să ne aruncăm când izbucnește furtuna, fiindcă nu există ființă omenească să nu experimenteze un fel sau altul de furtună, fie în familie, fie în viața personală, în sănătate, în economie, în viața de biserică, în viața politică, în viața lumii noastre. Nu există ce în natură, nu există loc sau ființă care să nu experimenteze un anume fel de furtună în suflet. Și în furtuna aceasta, cel mai însemnat lucru este cine are cheia, cine poate sta de vorbă cu furtuna aceasta. Vom observa de la început că suntem ispitiți să dăm răspuns acolo unde nu avem niciun răspuns. Și făcând aceasta, riscăm să pierdem din vedere pe acela care are toate răspunsurile și care ar putea să vorbească cu furtuna. Am dat telefonul unei persoane, zic, ce faceți? Mă cer cu satana! Și am spus, nu mai face treaba asta, că zic, tu nu știi limbajul satanei, zic. Zic, al doilea lucru e foarte grav. Dacă ai intrat în dialog cu oricine joacă șah cu satana, zic, n-a câștigat partida aceasta afară de unul singur, zic. Și zic, oprește-te aici și pune-l să vorbească cu el pe cel care cunoaște lucrurile. Ispita vieții noastre este să
punem mâna și să ne ajutăm cu mâinile noastre, cum i-a spus Abigail lui David, ia mâna, nu cumva să te atingi, să te ajuți cu mâna ta, te ajută Dumnezeu cu mâna lui. Dar tu să nu te ajuți cu mâna ta. Și altfel îi spune Abigail, vei compromite tot planul pe care îl are Dumnezeu cu viața ta dacă tu încerci să te ajuți cu mâinile tale. Astfel că avem cele două tablouri din Matei 14 și din Marcu 4. O să combinăm câteva elemente din acest loc care au rolul pentru noi de a fi ilustrații în lecția vieții pe care o învățăm astăzi în credință. Aceasta e sala de clasă, furtuna aceasta grozavă, această corabie care se umple cu apă, acești ucenici disperați pentru viața lor, care sunt la capătul rezistenței și la capătul încrederii. Pierim, au spus ei. În această sală de clasă, noi vom urmări pe Mântuitorul nostru. Ce face El? Cum răspunde El acestei situații? Cine are cheile acestei furtuni? Vă spuneam că eram într-un avion care zbura de la Seattle la Londra și am trecut prin niște turbulențe. Niciodată, a doua oară în viață n-am trecut prin așa ceva. Dar exact cum scrie în Biblie, ne luasem speranța de la viață, am zis, este gata. Lângă mine era un tânăr evreu. El mi-a spus după aceea că este evreu, eu n-am știut. Și își pusese pumnii în stomac și gemea și chinuia teribil și gemea și chinuia. Eu încercam să citesc pe Biblie, dar am zburat pixul în toate părțile, s-au deschis astea cu bagaje, a căzut jos, mizerie una alta, nu mai discutăm detalii, dar mă întorc către omul de lângă mine și zic că te doare stomacul, te simți rău. Și el îmi spune, zice, când am stres, să rupe stomacul mine. Când am stres. Și eu îi spun, zic, dar de ce ai stres? Ouleu, când am spus așa, s-a dat imediat de lângă mine, că și-am dat seama că mi-am pierdut deja mintea, sunt pe o altă lume. De ce ai stres? Zic, tu nu crezi în Dumnezeu? Ba da, zice, tata este rabin în Seattle. Uite, am carte de rugăciune aici, în servieta mea și... Spunea el acolo și mă duceam la sora mea la Tel Aviv, care are cancer. Mă duceam, nu se mai duce acum. Urmăream cuvântul lui. Și... I-am spus, dacă tu crezi în Dumnezeu și planul lui este ca noi să ajungem la Londra și într-o aripă ajungem. Dacă planul lui Dumnezeu nu este să ajungem la Londra, eu nu aș vrea să ajung acolo. Dacă planul lui este să cădem aici în apă, eu vreau să ne oprim aici. Oh, roagă-te tu pentru mine, roagă-te tu pentru mine. Și un creștin se ruga pentru un evreu cu ocazia aceasta. Și l-am încredințat Domnului din toată inima și cu tot sufletul. Am să-i spun tatălui meu lucrul acesta. Rugă-te și pentru sora mea de la Tel Aviv. M-am rugat și pentru sora dumnealui în mijlocul acelei zguduiri grozave. Și cum am terminat rugăciunea, el avea un ceas foarte așa, ales. L-a desfăcut imediat de pe mână. Și l-a pus pe mâna mea și a zis, zice, vreau să stăm 10 ore de vorbă în Londra. Oh, deci ajungem în Londra. Minunat. Așa a și fost. După aceea am dat și o ceasul unui băiat bolnav de rinichi, ca să putem îndulci puțin viața lui. În furtună, lucrul cel mai important este spre cine sau spre ce îți îndrepți mintea. Dacă te uiți la furtună, nebunești. E clar. Dacă te uiți la cel prea înalt, este rușine să te îndoiești de el. De aceea au spus textele noastre, Domnule, e ceva de mirat din partea mea. Doamne, dar tu nu vezi că se face pulbere, deci nu rămâne nimic. Dar e ceva de mirat din partea mea? E ceva prea greu pentru Domnul? Observați aici că în versetul 37 din Marcu 4, Biblia ne arată momentul în care au strigat la Dumnezeu. Și care a fost acel moment? Când corabia maică se umplea de apă. Deci nu mai era niciun fel de scăpare. Atunci au strigat la... De ce trebuie să așteptăm până când nu mai este nicio scăpare? De ce să nu începem cu lucrul ăsta? Uitați-vă la războaiele acestea, uitați-vă la conflictele dintre oameni.
Când războiul din Ucraina și cu Rusia și pe tot mapa mondului sunt focuri aprinse, războaiele acestea se sfârșesc cu niște oameni stând la o masă și semnând un tratat de pace. De ce să-l semnăm după ce au murit 3 milioane de oameni, au vărsat sânge cât Dunărea, și să nu ne adunăm înainte de război și să semnăm frumos tratatul ăsta? De ce să facem lucrul acesta? De ce să strigăm la Dumnezeu când s-a umplut corabia, când nu se mai poate, când pierim deja? De ce trebuie strigat atunci? De ce motivul nostru trebuie să fie faptul că s-a umplut corabia și e mare nenorocire și să nu fie faptul că e prezent Domnul aici? Nu este acesta un motiv mai mare decât celălalt? Dar când mai că se umplea corabia de apă, atunci ei au strigat. Niciun cuvânt al Domnului nu este lipsit de putere. Niciun cuvânt al Domnului. Hotărât, nu. Iisus dormea la cârmă pe căpătâi. Cum să dormi în timpul furtunii, frate? Cum să dormi în timpul furtunii când te aruncă de nu te vezi, pur și simplu? Cum să dormi când corabia aproape că s-a umplut cu apă și se scufundă? Cum să dormi? Mântuitorul ne predă o lecție și ne spune așa: uite, așa trebuie să fie inima voastră în furtună, cum este inima mea. Pentru că nu e nimic de mirat din partea lui Dumnezeu. Doamne, dar nu pot, nu rezist, nu pot. Ați observat că porunca cea mai grea care a fost dată lui Israel nu a fost să nu fur, să nu ucizi, ci porunca aceea lângă Marea Roșie: stați liniștiți. Cum să stai liniștit, Doamne, când în spate tremura pământul de armata care venea și în față era marea și aici sunt munți în dreapta, în stânga? Cum să stai liniștit? Aici sunt copii lângă noi, aici este o zi. Cum să stai liniștit? Păi este ceva de mirat din partea mea, zice Domnul? Este ceva prea greu pentru Domnul? Cred că este prea greu pentru sufletul nostru. Și asta se întâmplă din cauza că uităm ce e cel mai important lucru, uităm. Ei au luptat mult cu apă, cu găleți, cu ce-o fi încercat să salveze viața cumva, până la urmă și-au dat seama că, de fapt, mândria lor de a se salva pe ei înșiși i-a făcut să nu vadă și să uite ce era cel mai important. Mântuitorul a dormit, nu a fost leșinat sau în comă, ci a trimis o predică vie, un mesaj viu. Așa trebuie să vă fie inima în fața celei mai cumplite sau grozave furtuni. Așa cum vorbeam de martirul acesta care a spus călăului: pune mâna la inimă și vezi dacă o bate la fel. Pentru că Dumnezeu este prezent. În mijlocul furtunii, el dormea la cârmă pe căpătâi. Ce înseamnă somnul acesta lui Iisus? Înseamnă că Dumnezeu pentru tine nu este altceva decât ceea ce crezi tu despre El și felul cum îl vezi. Acesta e Domnul pentru tine. Unul zice: eu nu cred în Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu există dacă tu nu crezi. Sau Moromete, când vede girafa, spune: acest animal nu există. Degeaba, dacă era acolo animalul. Lucrul ăsta nu schimbă realitatea, dar pentru tine, pentru sufletul tău, observați că ei nu sunt, ucenicii nu sunt în ghetele lui Nietzsche să spună: uite, nu este Dumnezeu, uite, asta Dumnezeu este mort sau... Nu, nu este în ghetele. Pentru ei Domnul nu este mort, dar este adormit. Adică este așa cum scrie în cartea Apocalipsei: nici rece, nici înclocot, indiferenți. El apare ca unul dintre pasageri, când de fapt toate lucrurile gravitau în jurul lui. Și atunci ei strigă și el spune aceste cuvinte ciudate: păi vorbești cu furtuna, vorbești cu cine ai vorbit? Taci fără gură. Dar nu spune lucrurile astea pentru mare, că marea nu are urechi. Ce le spune pentru ei? Ei trebuie să le audă ca să știe că în clipa în care el a spus acest cuvânt, marea a tăcut pe loc și Biblia spune s-a făcut o liniște mare. Pentru că el era cel care avea cheia furtunii. Și el este acela care are cheia furtunii în fiecare viață în parte.
Indiferent cât de absolut inaccesibilă ar fi situația aceasta, nu e prea greu pentru Domnul. Nu e nimic de mirat chiar. Dacă ești tu, spune în Matei, Petru îi spune, dacă ești tu, noaptea, tu mergi pe deasupra furtunii, pe deasupra valurilor? Da, pentru că el este mai presus de furtună. E mai presus de valuri. Dar dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine. Vino încoace. Și a venit. Noi nu avem această rugăciune, ajută-mă să merg pe ape. Nu este cazul. Dar avem altele. Doamne, aș vrea să merg pe apă cum mergi tu. Doamne, aș vrea să vorbesc cum vorbești tu. Aș vrea să am această smerire a sufletului pe care o ai tu. Dă-mi și mie darul acesta. Dă-mi darul credinței în Dumnezeu. Ajută-mă, dă-mi... Vino, e ca mersul pe apă. După care Domnul îi spune, vino încoace. Adică oricare ar fi cererea noastră, indiferent cât de grea, ea nu e prea grea pentru Domnul. Poate nouă ni se pare imposibil. Dar tot ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Lucrul acesta însă e condiționat. Și atunci dacă Iisus a spus, vino, El zice și se face și a venit. Ia, așa este. Până când acest lucru ajunge să depindă de credința noastră, de încrederea noastră în Dumnezeu, de statornicia noastră. El a pornit prin credință, într-adevăr. Dar pornirea prin credință trebuie să fie însoțită totdeauna de statornicie în credință. Ajută-mă să fiu statornic. El a zis o rugăciune mare acolo, Doamne, scapă-mă, foarte bine a fost că a spus lucrul acesta. Dar rugăciunea aceasta trebuia spusă la început, nu când a început să se scufundă și strigă, ea trebuia spusă la început și trebuia să sune așa, ajută-mă să nu mă îndoiesc niciodată de tine, scapă-mă de îndoiala mea. Eu risc să cad în îndoială. Risc să nu te mai văd, să mă uit la vijelie și la valuri. Ajută-mă să țin privirea țintită la tine. Ațintește-mi privirea la tine. Îndreaptă-mi inima pe căile tale, spunea David. Ajută-mă să fac lucrul ăsta. Dacă ar fi spus rugăciunea aceasta, nu era nevoie de cealaltă. Doamne, scapă-mă sau Doamne, scapă-ne că pierim. Nu era nevoie de cealaltă. Care e rostul furtunii, de orice fel ar fi ea, în viața noastră? Aceste încercări de foc, așa cum o numește Sfânta Scriptură, nu vă mirați de așa ceva. Nu e nimic de mirare. Dar să nu vă mirați de încercarea de foc. De ce? Dumnezeu ne așează în acele condiții, în acel loc, în acea împrejurare, între acei oameni, în acea stare a ființei noastre, în care posibilitatea de a înțelege mesajul lui Dumnezeu este optimă. Nu se poate mai bine de așa. Așa se face că lui Iov i-a vorbit din furtună. Nu i-a vorbit stând la marginea lacului sau dintr-o barcă. I-a vorbit din furtună. Și aceasta i-a captivat și a capturat toată atenția și concentrarea lui. N-ar fi putut să înțeleagă același lucru într-un parc, spre exemplu, sau într-o grădină cu flori, cu fructe. Ar fi crezut că acestea sunt, de fapt, răsplata purtării lui și a vieții lui sfinte, într-adevăr. N-ar fi înțeles de când, în mijlocul furtunii, cât de neputincios poate fi, cât de mult depinde viața lui de Dumnezeu și cât de străin și de departe era el de căile lui Dumnezeu. El considera că stă în picioare prin viața lui, de-aia n-am făcut niciodată un rău, ochii nu mi s-au dus, gândurile și așa mai departe. Spune el toate aceste lucruri acolo, ca în mijlocul furtunii să-și dea seama că nimic bun nu locuiește în mine. Mi-este scârbă de ceea ce am crezut despre tine, Doamne. Nu trebuia să gândesc așa. M-am mirat, n-am crezut că poți. Am crezut că aceste lucruri au depinde. Nu pot să mă îndrept în partea aceasta a gândurilor mele. Am umblat pe auzite, auzisem la predică sau undeva. Acum te-am văzut. Te-am văzut cu ochii mei și de aceea, spune el, mă pocăiesc adânc. Dar ce este această pocăință predicată în lume? Mă pocăiesc de felul cum am gândit, de felul cum am trăit, de ceea ce am crezut, mă pocăiesc. Ea începe prin schimbarea minții, dar nu se oprește la schimbarea minții. Dacă doar acolo se produce schimbarea, aceasta nu înseamnă prea mult,
Ci în Romani, în capitolul 12, Biblia spune trebuie să coboare de la minte la viață. Precum în cer, în mintea ta, la fel pe pământ, în ființa ta. Abia atunci lucrarea lui Dumnezeu și-a împlinit rostul. Și rostul fiecărei situații în viață este unul singur. Scripturile vorbesc despre mine, a spus Domnul Iisus Hristos. Natura vorbește despre mine. Rostul este unul singur. Când ucenicii au auzit comanda aceasta unică în istoria existenței, să te adresezi unei furtuni, taci. Un rege persan a bătut furtuna cu un ștreang, cu un bici care a necat corăbile. Și a bătut marea, a bătut-o, dar n-a mai putut marea de dureri. Nu a existat nimeni care să poată comanda mării, afară de unul singur. Și el poate să comande mării și furtunii din sufletul nostru. El este acela. Către el este centrul de gravitație al vieții întregi. Dar eu nu cred în minuni de astea cu mers pe apă, eu nu cred, sunt băiat deștept, eu nu cred eu așa ceva. Nu crezi asta? Dar, deci tu nu crezi că... Nu. Bine, dar crezi că acela care a făcut apa, dacă ar fi cineva care el a făcut apa, știe despre apă câte ceva care nu știm atale? Nu crezi că acela care a creat omul știe să-l repare? Problema nu este dacă cineva crede sau nu în aceste minuni secundare, de mică însemnătate, dacă Dumnezeu poate... Nu cred chestia asta cu peștele, dar cel care a făcut peștele, ce zice, ar avea posibilitatea totuși să... Da. Problema nu este că nu cred una sau alta, ci nu cred în el. Acolo e toată problema. Într-un târziu în viață, în mijlocul unei furtuni, mulțumim lui Dumnezeu și pentru lucrul ăsta, n-ar trebui să se ajungă acolo. Dar mulțumim lui Dumnezeu și pentru lucrul acesta. Am simțit și am trăit astfel de momente care nu mi s-ar fi petrecut, nu mi s-ar fi schimbat sufletul sau mintea dacă era vreme bună. A fost vreme groaznică. A fost o vreme de viață și de moarte. Și acolo, eliberat de eu și de gândirea mea, că mă scap eu cu scot apa cu găleata din corabie până când se întind, ei cu cât scotea apa, cu atât intra apa mai multe, acolo, eliberat de acest gând străin de Dumnezeu, mi-am dat seama că, Doamne, Tu poți totul. Nimic nu este de mirat din partea Ta și nimic nu este prea greu pentru Tine. Așa să ne ajute Dumnezeu, iubiții mei frați, ca ori de câte ori vom fi confruntați cu un fel sau altul de furtună în viața noastră, gândul nostru să se îndrepte imediat ca acul busolei spre nord, să se îndrepte imediat la acela care are cheia furtunii. Când gândul se îndreaptă acolo, se aude porunca aceea pe care numai Dumnezeu o poate da și furtuna se supune imediat. S-a făcut o liniște mare. Acesta este mesajul pe care Bunul Dumnezeu vrea să-l purtăm viu cu noi. Și îl vom purta? Nu. Nu-l vom purta pentru că noi uităm. Noi uităm foarte repede și tocmai de aceea venim cu uitarea noastră la Dumnezeu și spunem așa, ajută-mă ca acest cuvânt al Tău să rămână totdeauna viu în sufletul meu, numai Tu poți face lucrul acesta. Altfel istoria vine și trece, dar prezența Ta rămâne totdeauna cu mine. Ajută-mă să mi se îndrepte gândul totdeauna în locul acesta. Și aceasta este rugăciunea noastră, Tată preiubit, ca întotdeauna conștiința noastră să se îndrepte spre prezența Ta, fiindcă plin este cerul și pământul cu prezența Ta de trei ori sfântă. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să nu lași vreodată ca furtunile vieții să se așeze între noi și Tine, ci întotdeauna să ațintești privirea noastră la Tine, Doamne, și să dai porunca aceasta pe care o poate da numai Dumnezeu. Taci, fără gură. Amin.